05/2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii strategiei locale de dezvoltare durabilă a municipiului Moinești pentru perioada 2014-2020. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru, împotrivă, că abține ceva, mulțumim. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, extinderea rețea de gaze stadion, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect 6/2017, proiectant CCT Service RL Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere rețea gaze strada Osoiu, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economice, economici, proiect numărul 7/2017, proiectant CCT, Service RL Moinești. Comisia de organism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Comisia economică, dacă se pot învăța discuții, dacă nu se pune la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Comisia juridică, discuții, întrebări pe masă în proiectul. Dacă nu se pune la vot proiectul în formă prezentată, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică clădire, strada Vasile numărul 52, sediul Direcția de Asistență Socială din municipiul Moinești, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 110/17/05/2015, revizie martie 2017, proiectant SECESAM Impex SRL Bacău. Comisia de urbanism. Discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții. Intervenție pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, imobile, Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 05 CGE în 2017, proiectant SC Consulting Group Expert SRL Moinești. Comisia de urbanism, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține ceva? Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică imobile, școala George Enescu, municipiul Moinești, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 13 CGP 2015, revizie ianuarie 2017, proiectant SC Grup Consul, proiect SRL Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, fac cine ceva, mulțumesc.
Comisia Economică, dacă sunt întrebări la discuții. Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul în forma prezentată, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, votați. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice. Transformare clădire centrală termică dezafectată în centru social pentru persoane vârstnice, strada Zorilor, municipiul Moinești, faza Dali și a indicatorilor tehnico-economici, proiect număr 26 CGT pe 2015, revizie amare 2017, proiectant SC Grup Consult, proiect SRL Moinești. Comisia de Urbanism, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Ne fiind supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Moinești în constituirea Asociației pentru Dezvoltarea Turismului Mont Pesa. Comisia de Urbanism, discuții. O mică intervenție, dacă îmi permiteți. Poftiți. Aici este vorba de o revenire la hotărârea de Consiliu aprobată de noi în luna noiembrie. Astăzi s-a obținut denumirea asociației de la Ministerul Justiției. Mont Pesa se va chema această asociație de la munte, petrol, sare și apă. Am discutat cu toți primarii localităților asociate în această asociație. Toți vor propune Consiliul Local aprobării, vor supune aprobării statutul acestei asociații, cât și următoarele activități pe care le vom desfășura. Consider că dezvoltarea turismului din municipiul Moinești nu se poate dezvolta doar local, ci și cu celelalte localități din jur. Două stațiuni deja consacrate, Târgu Ocna, Sănic, Moldova și celelalte localități limitrofe municipiului Moinești care au ce arăta turiștilor care vor veni în zona noastră. Mulțumesc. Mulțumim, domnul primar. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt până la vot, împotrivă, se abține cineva. Comisia Juridică, discuții întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votată. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele fizice atestate în funcția de administrator imobile la asociațiile de proprietari, locatari, declarate admise la concursul organizat în luna mai 2017. Comisia de Urbanism, discuții, vedem la proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia Juridică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votată. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construite din ANL, situată în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Ne fiind supunem la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc, votați. Proiect de hotărâre privind acordarea pe titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă sunt, supunem la vot proiectul, poftiți, domnule. Deci, cine, să se explice puțin detalii la despre ce este vorba, dacă poate cineva să... Da, este vorba de, avansarea unei, de schimbarea unui punct, la un punct tehnic, a unor aparaturi de la Eurgaz. E un electrica, da, și ei sunt foarte mulți de gaz. Deci, limitrof, locații unde au deja un punct tehnic. E, prin lege, atribuirea se face cu titlul gratuit. Și asta nu în curaj. La locația, da. Domnul arhitect. Unde e lucrați aici? General Nicolae Șoc. În punctul tehnic de pe strada General Nicolae Șoc. Da? Mai sunt întrebări? Dacă nu supunem la vot proiectul, este pentru împotrivă, se abține cineva? Dată. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești, județul Bacău. De anul 2017. Comisia de urbanism. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea demontării de către Avis, către SC, compania Rompres Service S.A., a prestării serviciului de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău. Aici vreau să fac din nou o intervenție. După nenumărate întâlniri la, Comitetul Director al Asociației de Dezvoltare Comunitară pe Salubritate, împreună cu reprezentanții companiei Rompres, cei care prestează activitatea de colectare a deșeurilor în județul Bacău pentru 65 de localități la această dată, este necesar aprobarea acestui tarif, având în vedere că la această dată licitația pentru operarea în depozitele, stațiile de transfer și stațiile de sortare nu este posibilă, întrucât licitația a fost contestată. Pentru că operatorul Rompres depune gunoiul în momentul de față la depozitul regional din Bacău, la licitație a fost ofertat un preț de 162 de lei pentru deșeurile colectate din mediul rural, din mediul urban, și 314 lei pentru deșeurile colectate din mediul rural. Având în vedere distanța mare unde, pe care o parcurge acum până la depozitul regional din Bacău, Rompresul nu poate presta acest serviciu, notificând asociația că începând cu data din 1 iunie va rezilia contractul. Mai mult decât atât, vreau să menționez că nu este vorba de o taxă specială modificată. Nu va suporta acest tarif, nu va fi suportat de cetățenii municipiului Moinești. Așa cum știți, la această dată, taxa specială este cea din 2010, n-a fost majorată până la această dată. Este 6 lei pentru cei care locuiesc la locuințe individuale, 7,50 lei pentru cei care locuiesc la bloc. Acest tarif va fi achitat de către tarif, către operatorul regional, doar pentru transportul deșeurilor și din mediul urban către depozitul regional, până la finalizarea licitației pentru operarea stațiilor de sortare și transfer. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, consider că trebuie aprobat acest tarif, întrucât din cele 65 de localități, 64 l-au aprobat, suntem singurii care nu am aprobat acest tarif. Este necesar supunerea lui spre aprobarea adunării generale și fără o hotărâre de Consiliu emisă de noi, nu ar putea fi supus aprobării adunării generale. Asta ar însemna ca cei de la Rompres să înceteze activitatea nu numai în municipiul Moinești, ci în toate cele 65 de localități. Nu cred că ne dorim ca deșeurile să rămână pe domeniul public sau la firmele din orașul Moinești. Și chiar din județ. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!
Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Acest tarif, în completare la ce a spus domnul primar, acest tarif este un tarif tranzitoriu. În momentul când se va, așa domnul primar, când se va deschide stația de la Ferești Zlău, se va reveni la 162. Domnul primar. 162, în momentul tariful care va fi achitat tot de aviz către Rompres, pentru deplasarea la stație de sortare Moinești și stația de transfer de Ferești Zlău. Și nu numai, mai e o stație de transfer la Onești, Veceana, în 5 locații din județul Bacău. Același lucru. Supunem la vot proiectul în forma expusă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată? Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție a Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Comisia de Urbanism, discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Putem trece la ședința plenă? Da. Doamnelor și domnilor consilieri, în continuarea comisiilor de specialitate, derulăm ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pentru data de 19 mai s-a efectuat prin dispoziția primarului Municipiului Moinești, numărul 569/2017, cu respectarea prevederilor articolului 39 aliniatul 1 din legea 215/2001, legea administrației publice locale, republicată cu modificări și completări ulterioare. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 18 consilieri, din cei 18 aleși și validați în funcție. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare, înainte de a trece în plen pentru aprobarea ordinii de zi, vă consult dacă aveți obiecțiuni sau completări față de conținutul procesului verbal întocmit la ședința din 27 aprilie, ședința Consiliului Local Ordinar din 27 aprilie, consiliul care a fost supus procedurii de transparență decizională fiind publicat pe site și la acțiunea instituției. Nefiind obiecțiuni sau completări, supun la vot conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 27 aprilie 2017. Ce este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal întocmit în ședința din 27 aprilie 2017. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune aprobării ordinii de zi propuse pentru ședința de astăzi. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, vă rog să-mi permiteți să supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. În unanimitate de voturi, trecem să supunem în discuție proiectele de hotărâri. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii strategiei locale de dezvoltare durabilă a municipiului Moinești pentru perioada 2014-2020. Inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Avizează favorabil 4 voturi pentru. 5. Fost 4. 5. 5. Deci cum rămâne? A lipsit atunci când... Eu cred că spun adevărul, fost 4. Și exprimi punctul de vedere. Vă rog să... Dacă sunteți de acord. Domnul... Așa, poftiți. Am fost atent, deci, dacă vă expuneți acordul pentru
Proiectul de hotărâre privind aprobarea revizuirii de strategii locale de dezvoltare absolut. La comisie. De comisie. Cu siguranță. Am înțeles, cu siguranță, da. 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 Deci, în regulă, cu scuzele de rigoare, da. Sunt de acord. Rămâne cine, da? Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. Eu m-am ajutat de votul să... Domnul președinte, raport. Vă rog să mă scuzați. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Amenajare Teritoriului. Aviz favorabil cu 7 voturi. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? În unanimitate a fost votat. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere rețea în caz de stadion, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 6 din 2017, proiectant SCT Service SRL Moinești, inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Ești de acord? Da. Dacă am terenul acolo și eu. Da, avizează favorabil cu 5 voturi permite. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi a fost votat. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere rețea gaze strada Osoiu, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 7 din 2017, proiectant SC din Service SRL Moinești, inițiator primarul municipiului Moinești. Raport, aviz Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi a fost votat. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, clădire, strada Vasile Alexandrin, numărul 52, sediu Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 110 din 17.05.2015, revizie martie 2017, proiectant SC SAM Impact SRL Bacău, inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate votul a fost aprobat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică imobile Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 05 CGE 2017, proiectant SC Consulting Groups Expert SRL Moinești, inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. De acord? De acord, total. Aviză favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate de voturi a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică imobile Școala George Enescu Moinești, municipiul Moinești, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 13, GCP, din 2015, revizie ianuarie 2017, proiectant SC Grup Consulting Proiect SRL Moinești, inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri? În unanimitate, votul a fost adoptat. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, transformare clădire centrală termică dezafectată în centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, strada Zorilor, municipiul Moinești, faza DALE și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 26 GCP din 2015, revizie ianuarie 2017, proiectat SC Group Consulting Proiect SRL Moinești, inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Moinești la constituirea Asociației pentru Dezvoltarea Turismului Ont-PSA. Inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi a fost aprobat. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de persoane fizice atestate în funcția de administrator imobile la asociațiile de proprietari, respectiv locatari, declarate admise la concursul organizat în luna mai 2017. Inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi a fost aprobat. 11. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe constituite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Moinești, județul Bacău, inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi a fost adoptat. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra unui teren situat în municipiul Moinești, județul Bacău. Inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Avizează favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi a fost adoptat. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Moinești pe anul 2017. Inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi a fost adoptat. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări de către ADIS către SC Compania Rompesc Service SA a prestării serviciului de colectare a transportului deșeuri municipale în județul Bacău. Inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi a fost adoptat. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție a Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Inițiator primarul municipiului Moinești. Aviz Comisia Juridică.
Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Aviz Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Discuții. Abțineri? Discuții. Discuții? Aș vrea să, fiind consilier independent, în afara acestei... Vreau să-mi spun și eu părere aici. Vreau să spun că la spital noi am aprobat exact toate proiectele de hotărâre care au fost de când sunt eu consilier. Asta e un lucru foarte bun. O relație foarte bună între primărie și spital, între conducerea primăriei și conducerea spitalului. Astăzi sunt puțin dezamăgit, văd că nu a venit nimeni de la spital. Dacă au venit, e bine. Credeam că nu a venit nimeni. Trebuie să spuneți tot. Și altceva, aș vrea ca această colaborare să rămână în continuare, pentru că este normal să fie, spitalul este orașul. Și nu știu de n-am auzit, am înțeles că astăzi este o festivitate deosebită la spital, ora 2, trebuie să ne bucurăm că există. Am înțeles că se inaugurează RMNO. Vreau să nu uite cei de la spital, că noi consilierii am fost totdeauna alături și am inițiat acest proiect, am sprijinit proiectul inițial de domnul primar și de spital tot ce a fost. Cred că meritam astăzi să fim și noi invitați cu toți acolo. Aș vrea că, fiind independent, aș vrea ca activitățile frumoase din orașul ăsta să nu fie monopolizate numai de un singur partid. Înainte de a fi roși sau albaștri, suntem oameni. Consider că, ca teolog, este de datoria mea să spun acest lucru. Îmi place foarte mult când văd că taberele se împacă. Știu că o familie acolo unde e o familie adevărată atunci când soții nu se ceartă și într-adevăr acea familie progresează. Consider că este timpul să măiesc să fim o familie indiferent de culoarea politică. Adică e frumos să ne invităm unii pe alții atunci când avem anumite activități care țin de oraș. Ar trebui să eliminăm ura și să fim altfel, mult mai primitori, mult mai, așa, mai, să fim oameni mai presus de toate. Nu se știe ce va fi, dar omenia rămâne deasupra tuturor, prietenia rămâne între noi. Noi aici, ca consilieri, indiferent de culoarea politică, noi ne-am făcut datoria și ne vom face în continuare. Pentru că nu putem să nu aprobăm niște proiecte care sunt atât de bune pentru orașul nostru. Îmi pare rău că a trebuit să spun asta, dar am ceva pe inimă așa și trebuie să o spun. Fiecare avem opțiunile politice, dar mai presus de toate este omenia, prietenia, relațiile dintre noi și sper să rămânem de ei. Dați-mi voie să fac o intervenție pentru că ați deschis acest subiect. Punctul de pe ordine de zi prevede cu totul altceva, dar m-ați provocat să fac o mențiune aici, pentru că Spitalul Municipal Moinești aparține domeniului public al municipiului, începând cu anul 2009. Tot ceea ce s-a realizat la spital, și nu sunt bani puțini, 108 miliarde de lei vechi, au fost implementați prin proiecte europene, proiecte finanțate de la bugetul județului, de la guvern sau chiar din bugetul local, cu acele cofinanțări la fiecare proiect care s-a implementat acolo. Inaugurează un RMN achiziționat tot printr-un contract semnat anul trecut de primarul în funcție atunci, după o aprobare în Consiliul Local și o contribuție a Consiliului Local de 10% în valoare de 3 miliarde 300 de lei. În ziarul de azi scrie că este o contribuție de la Ministerul Sănătății. Într-adevăr, de la Ministerul Sănătății 90% și din partea Consiliului Local 10%. Ar fi fost normal ca acea, având în vedere apartenența acelor clădiri și acelei instituții, ca Primăria, Consiliul Local și nu numai membrii Consiliului de Administrație să participe la acest eveniment, întrucât acolo participă reprezentanții Guvernului, respectiv Ministrul Sănătății, președintele Camerei Deputaților. Vă rog să transmiteți acest lucru și celor care conduc această instituție. Mulțumim. Dacă nu mai sunt intervenții, da, supunem... Nu, președinte. Dar am înțeles că e cineva din partea Spitalului Municipal Moinești aici. Poate ne spune, nu știu cine e. Este domnul șef de serviciu. Dacă ne spune, ne spune că...
dacă ne confirmă că și Consiliul Local a avut o contribuție la... Ne puteți confirma lucrul ăsta? Există faptul că la această confirmare pentru ordinea de zi astăzi și din partea Compartimentul financiar, compartimentul nu avem, nu suntem în măsură să vă răspundem. Dar vreau să întrebare. Colega mea și de șef la discuție umane, am venit doar pentru discuția de pe ordinea de zi, respectiv a formare organigrafic și a statului de funcție. Vă comunicat la supraanspite ceva conduce, pentru că unul din consilieri a menționat și acest lucru. Este o instituție publică, nu o instituție în care se desfășoară campanie electorale cu candidații ce urmează să intre în competiție. Da, vizăm faptul că nu este pe ordinea de zi, suntem în măsură să facem. Mulțumim. Mai sunt intervenții? Dacă nu, spunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi a fost adoptat. Punctul 16, diverse. Dăm cuvântul domnului doamnei secretare să continue cu informarea privind solicitarea domnului Efimie Adrian de a se organiza referendum local pe tema schimbării rangului localității din municipiul Mărașpeț, că a existat o să zicem o participare, o intervenție a domnului Efimie și nu numai, a unui grup de cetățeni în ședința ordinară din luna aprilie. Eu am postat pe site odată cu notificarea și executivul, toate documentele care au stat la baza soluționării acestor cereri. Dacă considerați că merită extins ca și discuție acest punct de pe ordinea de zi, eu îl mai dezvolt, dar consider că documentele instituțiilor statului român care ne-au fost transmise sunt suficiente pentru clarificarea acestei probleme. Nimeni nu a făcut o opoziție sau a creat un impediment acestui grup de cetățeni în realizarea acestei misiuni pe care dumnealor și-au propus-o. Este o chestiune de timp și așteptăm un răspuns de la parchetul pe lângă Curtea de Apel Bacău. De asemenea, mai vreau să vă informez și cu rugămintea să se consemneze în procesul verbal că la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre care a fost postat pe site odată cu notificarea are o modificare în ceea ce privește titulatura proiectului tehnic aprobat. Aceasta pentru că este nevoie ca efectiv titlul proiectului și a documentației economice să corespundă cu cerința ghidului de finanțare. Referitor la centrala termică din spatele ce are pensionar pe strada Zorilor. Conform ghidului s-a făcut modificarea care era necesară pentru a putea depune proiectul pentru finanțare din fonduri europene. Vă rog. Da, da. După cum știți și la ultima ședință am intervenit când domnul Intime și-a dorit ca nostru oraș drag să se ducă în regres, nu în progres. Cred eu și sunt convins de lucrul ăsta că nimeni nu ne dorim acest lucru. Domnul Intime și acel grup de cetățeni care, părerea mea, nu sunt suficient de informați sau nu au nepoți, nu au copii, nu știu exact starea lor familiară. Dar noi întotdeauna trebuie să tindem spre mai bine, spre o civilizație, spre, de exemplu, săptămâna trecută am zis că a fost în Germania, la Rude. Germania toată este la fel. La fel de bine pregătite și un suport excepțional pus la punct, indiferent nord, est, sud, vest. E toată la fel foarte bine pregătită. Dacă noi am început din programele din ultimii ani, nu are rost acum să ne ducem undeva înapoi la capitolul stână și așa mai departe. Acolo merge, sunt biolitice, avem, cu toții știm că sunt bune, binevenite și alea. Dar la locul lor, aici, într-o urbie, cum este municipiul Moinești, sigur că domnii aceștia trebuie să se mai informeze un pic sau iertare să ne fie. Nu se poate așa ceva. Noi trebuie să mergem întotdeauna spre o civilizație și nu altfel cum își doresc mulți alții. Atât am avut de spus. Avem, uitați, un alt subpunct aici, jubileul 25 de ani, sunt lucruri care trebuie să ne îndreptăm atenția foarte interesant asupra lor. O să vorbim probabil în partea cealaltă. Pentru celelalte două puncte de la diverse, ne vom deplasa în sala centrului cultural, unde
va fi prezentat raportul primarului atât cu film și imagini și intrarea în câteva detalii, plus acel moment festiv pentru aniversarea celor 25 de ani de la înființarea primului Consiliu Local al Vizii. Mulțumesc! Cred că a trecut și sfertul academic și voi da drumul acestei întâlniri de astăzi. Vreau să vă salut în primul rând, să vă spun bună ziua și Hristos a înviat. Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local în sala alăturată, în sala media, unde s-au aprobat proiectele de pe ordinea de zi. În partea a doua sunt două puncte pe ordinea de zi. Unul privind raportul primarului, care conform legii în fiecare an trebuie prezentat atât Consiliul Local și cât și cetățenilor din municipiul Moinești. Iar la punctul 2 este celebrarea a 25 de ani de la înființarea primului Consiliu Local ales, respectiv în anul 1992. Am invitat toți consilierii care au activat în Consiliul Local din 1992 încoace, cetățenii de onoare ai municipiului Moinești, cât și salariații care au lucrat în executiv și au adus contribuția la activitățile și tot ceea ce înseamnă acțiuni la nivel de municipiul Moinești și colegii din primărie, astăzi pensionari. De asemenea, sunt invitați și reprezentanții celor care astăzi nu mai sunt printre noi pentru a primi această diplomă de apreciere. Mărturisesc că pentru prezentarea raportului am fost într-o situație inedită, pentru că raportul primarului face referire la obiectivele și realizările anului 2016, când primarul municipiului Moinești era actualul ministru, domnul Viorel Ilie, care îi mulțumesc că astăzi este prezent aici, în mijlocul nostru. Cred că această prezentare trebuie făcută de amândoi, pentru că sunt realizări pe parcursul anului 2016, când eu am fost viceprimar și am fost o echipă, suntem o echipă în continuare și vom contribui de asemenea la realizarea tuturor obiectivelor de care ne le-am propus. De asemenea, alături de noi este și domnul deputat Avram, deputat al județului Bacău, colegi din primărie, cât și doamna director a organizației Orașe Energie România. Pentru început aș dori să vizionăm un film cu câteva obiective din municipiul Moinești, după care vom trece și să prezentăm un raport, o sinteză a raportului, mai bine zis. De aceea, îi rog pe colegii de la Tehnic să urmărim acest film documentar. Vă spuneam, Consiliul Local, cât și cetățenilor municipiului Moinești. Am ales să vă fac astăzi o prezentare succintă a acestui raport. Are 28 de pagini. Nu cred că ar trebui să stăm până de seară, când se întunecă, să prezentăm fiecare detaliu în parte. De aceea am pregătit un raport și din el voi specula doar ceea ce cred că trebuie să știe atât dumneavoastră, consilierilor locali, nu cred că trebuie să le aduc eu să le aduc la cunoștință realizările din anii trecuți, cât și cele ce urmează, pentru că dumnealor sunt cei care aprobă prin fiecare hotărâre aceste decizii. Vă mărturisesc că, așa cum vă spuneam, raportul primarului cuprinde realizări din anul 2016. Și o parte din proiectele pe care deja le-am transmis spre aprobare, atât la ministere, cât și la celelalte Consiliul Județean,
Ministerului Dezvoltării, cum vă spuneam, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, Comisiei Naționale de Investiții, cât și cele ce urmează prin Agenția Nord-Est, Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Aș începe prin prezentarea, pentru început, a realizărilor în infrastructură. De aceea, aș vrea să vă aduc, să aduc în discuție astăzi despre două străzi pe care anul trecut le-am asfaltat, respectiv strada Păcii, care la momentul de față are o infrastructură de apă, canalizare și gaze, are asfalt, are tot ce iluminat public, este finalizată, de asemenea strada Osoiu, din apropierea centrului orașului. Și o zonă care până mai ieri era o problemă, mai ales pentru cei care parcurgeau pe jos distanța dintre oraș și cartierul Lucăcești, în apropierea cimitirului catolic, acolo unde am realizat acele ziduri care protejează cimitirul și aleile, trotuarele din acea zonă. De asemenea, am realizat și câteva poduri noi, un pod pe strada 13 septembrie, care a costat aproximativ 1.300.000 de lei, un pod care face legătura între cartierul Văsier și cartierul Hangan, era de o necesitate deosebită, cât și schimbarea pardoselii unor poduri din cartierele Hangan și Lucăcești, un pod la Lucăcești în zona ieșirii spre Zemeș, un pod pe Alexandru Iancuza și unul pe strada 1 Mai. De asemenea, la clădiri publice, vă pot spune despre această clădire care, știți cu toții, anul trecut, pe data de 8 septembrie, a fost inaugurată. Atunci s-au deschis și două stagiuni, stagiunea Filarmonicii din Bacău și a Teatrului Bacovia. De atunci au avut spectacole pe această scenă, nu numai cei de la Teatrul Bacovia, ci cei de la Teatrul Național. Chiar aseară am avut ca musafir Teatrul Bacovia. Marți avem un spectacol cu Filarmonica din Bacău, urmează un altul pe 30. Aici se desfășoară evenimente ale școlilor din municipiul Moinești, ale ONG-urilor, au avut loc spectacole chiar în trecut. De asemenea, mai avem o realizare privind infrastructura. Acel zid de protecție în spatele pieței agroalimentare și acea copertină care protejează comercianții pentru vânzarea produselor din piață. După cum vedeți, piața pe parcursul în mandatele din 2008 s-a modernizat atât partea acoperită cât și cea din zona neacoperită. Aș aduce în discuție școala Alexandru Sever, pentru care în luna noiembrie s-a semnat contractul cu Ministerul Dezvoltării, are o finanțare de 19 miliarde de lei. Acum este în procedură de achiziție proiectarea, chiar ieri a fost deschisă procedura de achiziție, a mai avut loc două proceduri, s-au anulat din cauza că proiectanții nu au depus documentații complete. Am aici și ce urmează pentru perioada următoare. Aș vrea să vă spun că pe asfaltare de străzi am depus la Planul Național de Dezvoltare Locală asfaltarea a 9 străzi, străzi importante din cartierele Hangan și Văsiești, care au beneficiat de infrastructură de apă și canalizare pe axele principale, de asemenea de o stație de epurare modernă acolo. Nu numai acea stație am avut-o în această perioadă în construcție, a fost și stația Nord, care a fost reabilitată în proporție de 100%. Acum acele străzi sunt depuse, așa cum vă spuneam, în Planul Național de Dezvoltare Locală. Mai avem tot pe strada 1 Mai din cartier, un pod, este singurul pod care a rămas nefăcut în cartierul Văsâie-Hangan, podul La Niță, așa cum îl denumim noi acolo, are o valoare de 1.400.000 de lei și este depus deja pentru finanțare. Cred că odată cu asfaltarea va fi realizat și acest pod. De asemenea, pentru infrastructura educațională, avem proiecte pregătite. Astăzi, în ședința de Consiliu Local, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru școala Ștefan Luchian. Vă pot spune că a trecut de faza de evaluare la Ministerul Dezvoltării Regionale și deja va fi în lista de finanțare cu suma de 84 de miliarde de lei vechi. De asemenea, pentru școala George Enescu și liceul Grigore Cobălcescu vor intra într-un proiect de finanțare cu fonduri europene privind anveloparea clădirilor publice.
De asemenea, tot prin Planul Național de Dezvoltare, mai sunt clădirile internat și cantină Liceu Spiru Haret. Despre mobilitate urbană. Știți cu toții că în mandatul trecut am aprobat strategia de mobilitate urbană. Ne intenționăm acolo un proiect pe tot drumul național, de la intrarea în Moinești spre Bacău, pe strada Mihai Eminescu spre Comănești, 9,6 km cu trotoare, rigole pentru preluarea apelor pluviale și o pistă de biciclete. Nu numai pe drumul național, ci și pe strada Mihai Eminescu, Capitan Zăgănescu și o regândire a circulației rutiere pe centrul orașului, chiar cu piste de biciclete. Despre locuințe ANL, vă pot spune că în momentul de față suntem în lista Agenției Naționale cu un proiect pe locuințe ANL pe strada Tristan Țara, 52 de locații. Acesta este în procedură de achiziție a proiectării și execuției. Mai mult decât atât, tot legat de ANL, am purtat discuții cu directorul ANL pentru ca o aripă din hotelul care urmează să devină o bază de recuperare medicală, o jumătate din locuințe să fie atribuite celor care lucrează în sănătate, nu numai medicilor, ci tuturor care activează astăzi în domeniul sănătății. Pentru că dacă se va dezvolta acolo o activitate medicală, cred că este necesar ca și medicii să beneficieze de o locuință și prin acest program ANL vom realiza acestea. Le vom realiza și pe acestea. Acum, dacă ați observat, deja avem în lucru amenajarea acoperișului la scena din parc, care a fost realizată odată cu implementarea acelui proiect de dezvoltare urbană din anii trecuți. Am început amenajarea acestei esplanade din strada Tudor Vladimirescu cu sume, aceste două au și sume primite ca sponsorizare de la Petrom OMV. Aceste sume se alocă anual conform contractului de concesiune care îl avem încheiat între noi. Aș trece la un alt domeniu și anume mediu și siguranță publică. Pentru privitor la mediu vă pot spune că am menținut taxa pe persoană și tariful pe agenții economici, așa cum am avut și în 2010, atunci când noi am accesat un program FARE și cu un serviciu în cadrul aparatului de lucru al primarului, am prestat colectarea deșeurilor din municipiul Moinești. După cum știți cu toții, taxa atunci era 6 lei pentru o persoană care locuiește la casă, cât și 7,50 lei pentru persoanele care locuiesc la blocuri. Aceeași taxă este și astăzi. Am avut discuții în Consiliul Local deseori adresele și chiar am promovat proiectele de hotărâre împreună cu consilierii locali, dar taxa a rămas aceeași ca în 2010. Suntem printre puținele localități urbane care am păstrat această taxă pentru că am demonstrat că se poate finanța acest serviciu atâta timp cât noi din 2010 până în anul 2016, când a început această activitate, pe lângă susținerea, autofinanțarea acestui serviciu, am făcut și investiții. Ne-am cumpărat tocători de crengi, tractoare, remorci, alte mașini de colectare, pubele, chiar am dotat cetățenii. Și dacă noi am făcut investiții, cred că și cei care operează acum colectarea deșeurilor pot să se încadreze în acest preț. Și intenționăm și deschiderea stației de sortare, întrucât acum operatorul regional colectează gunoiul fără a fi selectat și transportat la depozitul regional, ceea ce nu cred că este ok. Vă spuneam mai înainte de acele stații de epurare. De asemenea, am reabilitat și am extins rețele de apă din bugetul propriu pe stăzile Martir Horea, 1 Mai Progresului, Plopilor. Vă spun că acestea s-au făcut prin achiziția materialelor din bugetul local și cu utilajele primăriei și salariații din aparatul de lucru de la domeniul public am executat lucrări pentru aceste extinderi. La spații verzi, după cum știți, am avut de-a lungul timpului plantări în zona Osoi, în zona Tajbuga, cât și Văsiești. În acest an am primit sponsorizare de la Ocolul Silvii 3.000 de puieți de salcâm, care au fost deja plantați tot în zona Osoi, unde au mai fost în anii trecuți aproximativ 40.000 de puieți plantați. Trebuie să vorbim și de eficiența energetică aici și, cum vă spuneam la început, avem prezent astăzi în sală pe doamna director a Orașului Energie România,
pe care o rog să ne adreseze câteva cuvinte. Vă rog, doamna Rațu. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult de invitație, domnule primar, domnule ministru, cum m-ați invitat și eu sunt invitată, mă bucur că m-ați invitat în acest eveniment important. Îmi pare rău că nu putem să vedem câteva cifre și să vedeți municipiul dumneavoastră, deși nu este un municipiu foarte mare în România, cât este de activ și ce inițiative a avut și în domeniul eficienței energetice la nivel național și european. Spuneam de Asociația Oraș Energie România, că este o asociație, o să mă uit pe cifre, să nu greșesc, înființată pentru monitorizarea, implementarea și dezvoltarea planificării energetice, energetice în, localități, în comunitățile locale. De ce? Pentru că vedem și aici, fără tehnologie și fără energie, nu putem să ne dezvoltăm și nu putem privi în viitor. Dimensiunea energetică în ziua de astăzi este foarte importantă. Nu mai putem gândi un proiect local fără această dimensiune de asigurare a resurselor în viitor. Cum dezvoltăm localitatea astfel încât și în viitor, și în anul 2050, când copiii noștri vor fi mari, să aibă resurse, să-și dezvolte și să trăiască într-un mediu prietenos, din punct de vedere al protecției mediului, dar și asigurării resurselor energetice. Asociația noastră este afiliată la Asociația Europeană Oraș Energie România din 1995 și, începând cu 2009, este și structură suport a inițiativei europene Convenția Primarilor. Aceasta a luat ființă în 2008 la inițiativa Oraș Energie România Energie la nivel european. De ce? Pentru că de obicei legislația, deciziile se iau la nivel guvernamental sau la nivelul Comisiei Europene și se aplică în comunitățile locale. Comunitățile locale trebuie să aibă un punct de vedere, trebuie să aibă susținerea proiectelor și să fie ascultate atunci când se face o politică națională. Pentru că ea se aplică în mediul local. Nu se poate lua o decizie și tot timpul comunitățile locale să fie numai beneficiare sau executanți. Și în ultimul timp, pentru creșterea acestei competitivități a domeniului eficienței energetice la nivel local, autoritățile locale pentru a vedea în viitor încotro să meargă și cum să-și planifice energia, este nevoie de o planificare pentru dezvoltare durabilă. Acest pas l-a făcut municipiul dumneavoastră în anul 2011, când pe atunci domnul primar, domnul ministru de astăzi, a înscris municipiul dumneavoastră în Convenția Primarilor, cu acordul Consiliului Local din anul 2011. În acel moment, dumnealui a văzut că în România este util pentru comunitatea dumneavoastră să se alăture Oraș Energie România, care are cele mai mari orașe și medii și mici, care în acest moment președinția este a municipiului Brașov ales în acest an, vicepreședinții Alba Iulia Făgăraș, iar ca membrii în bordul asociației Bacău, Deva Ploiești și Moinești. Începând din acest an, deși comunitatea dumneavoastră este mică, ați intrat cu curaj în acest board care înaintează inițiativele înspre nivelul guvernamental. Ce a făcut Asociația Oraș Energie România și cu sprijinul dumneavoastră și cu sprijinul altor comunități, chiar dacă nu sunt membre în asociație, am avut o inițiativă în 2012, înainte de a fi legea eficienței energetice în 2014, care de acum obligă autoritățile locale peste 20.000 de locuitori să aibă un plan de dezvoltare sustenabilă, ceea ce dumneavoastră deja l-aveți din 2012, să dețină să aibă un manager energetic în comunitatea locală sau externalizat această funcție, tocmai datorită faptului că nu se poate fără această planificare energetică a resurselor. Ce s-a întâmplat, ce a făcut Asociația, spuneam, Oraș Energie România, înainte de a ieși legea în 2014, a avut o inițiativă, declarația de la Brașov, pentru că acolo a fost ținută ședința și această inițiativă a fost, declarația de la Brașov a fost semnată. Ea conținea exact această declarație. Autoritățile locale doresc să-și planifice energia la nivel, pe o structură europeană, în același fel în care întreaga Uniune își planifică energia, drumul, dacă suntem în Uniune, este unul singur și atunci dorim să urmăm această metodologie. Sunt multe autorități locale în România care au semnat convenția și au definit planul. Vă rugăm să recunoașteți acest plan. Trebuie să vă spun că acest document a fost agreat și a fost stă astăzi ca prim document în, pentru fondurile structurale, pentru calificarea în port. Primul document strategic este acest document al nostru și acest efort. Felicit municipiul Moinești,
este astăzi în situația în care de a-și reactualiza planul, de a-și măsura rezultatele, trebuie să faceți un raport de monitorizare la 4 ani de implementare, să vedeți față de ce ați promis reducerea emisiilor de CO2 până în 2020 cu 25% în toate domeniile în care autoritatea locală are competență și să continuați această luptă alături de municipiile din Europa. Deja sunt 230 de milioane de locuitori cuprinși în 7.000 de comunități locale, 7.300, ele cresc în fiecare zi, care muncesc în aceeași procedură. Vă urez succes și... Mulțumim! Mulțumim că v-ați făcut timp să fiți astăzi alături de noi și voi parcurge în continuare câteva alte domenii din acest raport. La cultura am ajuns și aș vrea aici să aduc din nou în discuție acest centru cultural. Urmează să primim licență de la Agenția de Cinematografie și să ruleze și filme, cred că începând chiar de luna următoare, dacă vom obține acest aviz. Tot pe cultură vă pot aminti despre calendarul de evenimente care, odată cu implementarea unui proiect pentru promovarea municipiului Moinești din 2010, a luat ființă. În acest calendar aș aminti câteva evenimente pe care dumneavoastră deja le știți. În luna aprilie a avut loc festivalul Dada, cel dedicat scriitorului Tristan Țara. Va avea loc peste câteva zile, pe data de 2-3 iunie, festivalul Vis de Stea, care va aduce în municipiul Moinești aproximativ 200 de concurenți, copii până în 12-13 ani. Din juriu vor face parte Luminița Angel, Trăisariu și Madinga. Și intrarea este liberă, vă invit să participați cu toții, dacă timpul vă și permite. De asemenea, aș vrea să mai aduc în discuție despre muzeul pentru care am depus în trecut un proiect la ADR Nord-Est, care nu a primit finanțare din cauza unei extinderi, dar astăzi este depus la Compania Națională de Investiții și sperăm cât de curând să intre în etapa de evaluare să fie finanțat. Este vorba de acea clădire de patrimoniu de lângă școala Ștefan Lucian și BCR. Am să trec la un alt domeniu și anume despre educație v-am vorbit în ceea ce privește realizarea investițiilor în școli și să ajung la sănătate. Aici aș vrea să vă amintesc faptul că din anul 2009 toate clădirile, terenurile ce aparțin sănătății din municipiul Moinești aparțin domeniului public al municipiului Moinești. Chiar și ceea ce s-a construit până acum este trecut și aprobat de consilierii locali și aici aș face referire la proiectele cu finanțare europeană, respectiv ambulatoriu de specialitate din cadrul spitalului, maternitatea care funcționează tot la nivel de Spital Moinești, heliportul, a cărei contribuție de 500.000 de lei este a Consiliului Local Moinești, de asemenea unitatea primirii urgențe într-un parteneriat cu Consiliul Județean. Totodată au fost achiziționate și echipamente, un RMN care a fost semnat contractul anul trecut de fostul primar, actual ministru. Contribuția Consiliului Local este de 20%, 30 de miliarde este contribuția Ministerului Sănătății și 3 miliarde 300 este contribuția din bugetul local. De asemenea, a mai fost achiziționat un tomograf și o cameră hiperbară. De asemenea, și acestea au o contribuție de 10% din bugetul local. Am deschis un cabinet medical școlar stomatologic în sediul internatului. A fost un triaj a tuturor copiilor care învață în școlile din Moinești. Le-au fost prescrise indicații să meargă acolo unde s-au constatat că au nevoie de intervenția medicului stomatolog. Le-a prescris indicații medicul pe care l-am angajat în aparatul de lucru al primarului. De asemenea, funcționează cabinetele medicale la nivel de școli în municipiul Moinești cu un medic și 6 asistenți. Mai avem un proiect pe UNICEF aici pentru acordarea de servicii la domiciliu. Mai avem în lucru la Biserica Sfântul Gheorghe, în acea fostă casă parohială, activități de consiliere economică, meditații cu copiii din familiile defavorizate, iar acum în exterior, începând de luni, amenajăm un loc de joacă pentru copii cu o gradenă și o curte pavată din pavele din beton și din cauciuc.
despre asistență socială, o să trec de la sănătate spre asistență socială, pentru că aici, în cadrul aparatului de lucru, funcționează Direcția de Asistență Socială, se ocupă de ajutorul social, de celelalte prestații sociale și pentru asta acum lucrăm pentru depunerea proiectului de amenajare a sediului asistenței sociale în clădirea pe care am achiziționat-o anul trecut de la Alcor, acea clădire din apropierea Bisericii Sfântul Gheorghe, fiind deschisă axa pentru anvelopare clădiri publice, este și aceasta depusă și acolo va funcționa Direcția de Asistență Socială. Nu pot să nu amintesc aici despre relația pe care o avem cu Habitat for Humanity, care a construit în municipiul Moinești, prin voluntariat, un număr de 42 de apartamente. Știți acele case din plopilor? Anul trecut a dat în folosință 5 apartamente în fosta incintă a târgului de vite din strada Plopilor. Știți și acele clădiri de peste râul Tazlău din zona Lucăcel-Sat. Pentru că, așa cum vă spuneam la început, raportul acesta are în vedere obiectivele realizate anul trecut, am lăsat să prezinte și domnul ministru, fostul primar al municipiului Moinești, partea de turism, partea de administrație, întrucât, după cum știți cu toții, a fost cel care s-a implicat pentru promovarea proiectului de a deveni stațiune turistică și nu numai. De aceea rog să ia cuvântul în continuare și să ne prezinte celelalte activități. Mulțumesc frumos! N-am să vorbesc despre raport, că am observat că fiecare dintre dumneavoastră aveți acest document. Eu aș vrea să punctez câteva lucruri. În principal, să știți că nu am două rapoarte, ci am raportul pe care eu l-am prezentat anul trecut, raportul de activitate pe anul 2015 și pe anii anteriori, iar acesta este raportul pe 2016. Mă bucur că se păstrează iarăși o inițiativă pe care am avut-o și îmi doresc din tot sufletul ca lucrurile bune pe care le-am făcut să meargă mai departe, să fie perpetuate. Acest raport nu demonstrează decât faptul că ceea ce se întâmplă în primărie trebuie adus la cunoștința publicului, la cunoștința cetățenilor, astfel încât să avem un feedback. Am iarăși o tradiție pe care am instituit-o, legală de altfel, cu o prevedere a legii, prin care în fiecare an acest raport și scrisoarea ajunge către cetățeni și odată cu ea și un chestionar prin care dumneavoastră vă exprimați dorințele de investiții, de noi realizări în municipiul Moinești. Acest lucru se întâmplă și în continuare și pe baza acelor chestionare pe care le colectăm și le colectează acum la primărie, se stabilesc prioritățile pentru perioada următoare. Despre turism, într-adevăr, mă simt cumva nevoit să aduc în discuție acest subiect, pentru că, iată că, chiar dacă nu s-a întâmplat pe mandatul meu și hotărârea de guvern a venit în februarie anul acesta, a fost un demers comun pe care l-am făcut cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă. În 2009 am început acest proiect de promovare turistică. În baza și pe banii din acel proiect am reușit să facem și acest filmuleț pe care l-ați văzut cât de cât. O să vi-l pune la dispoziție și dumneavoastră și aș ruga colegii din primărie să îl încarce chiar poate pe site-ul primăriei și să poată să fie urmărit de toată lumea. A fost un demers curajos, pentru că văd că și astăzi sunt oameni care nu cred în acest proiect. Iar eu vă spun că acest proiect este șansa municipiului Moinești ca alternativă la resursele naturale pe care le are. Demersurile pe care le fac în continuare, din pozițiile unde sunt acum, vor fi pentru a finaliza, a cristaliza acest proiect. În a vedea că se întâmplă ceva. Vă amintesc că în 2008 am fost provocat să intru în administrația publică dintr-un spațiu unde aveam birou și fiecare zi mă uitam pe fereastră și vedeam acea paragină. Rămâne în continuare provocarea mea. Și în toți anii aceștia s-a întâmplat ceva. Pas cu pas, așa cum e o vorbă care e la mod acum. Am achiziționat hotelul,
au fost achitate toate datoriile, s-a făcut chiar și expertiza tehnică, domnul primar interimar a anunțat că deja se lucrează acum ca o parte din acele clădiri, clădirea P+7, să o predăm la ANL pentru a construi acolo locuințe și demersurile pe care le avem și le am în continuare eu, de a găsi un partener pentru baza de tratament. Fie că se numește Ministerul Sănătății, fie că se numește Institutul INRMFB-ul, care are și baza de la Slănic, sau de ce nu, poate chiar și un partener privat. Ne dorim, sper, lucrul acesta, eu îmi doresc în continuare și vă asigur de tot efortul meu pentru acest obiectiv. Ce să vă spun, așa cum cât de bine seamănă aceste broșuri, eu cred că și eu și cu Valentin, ca să trecem de la zona oficială, pentru că noi suntem o echipă care lucrăm în continuare și ne adresăm la modul ăsta, rămânem o echipă. Am să amintesc domnului președinte Avram aici de față că în 2008, după, cred că primul tur, a spus, știți, am avut o discuție cu PNL-ul, pe vremea aia eram la PC, Valentin la PNL, și că vrem să facem echipă. Politic, nu prea erau în regulă lucrurile astea, dar am spus da, pentru că suntem de aceeași vârstă, avem aceleași percepții față de ceea ce trebuie să facem. Și iată cum, în acești ani, ușor, am construit o echipă. Suntem astăzi aceeași echipă, suntem astăzi la fel cum eram și acum câteva luni în campania de la parlamentare, când am spus că fac acest pas, sau la vremea aia îmi doream să fac acel pas, tocmai pentru a sprijini proiectele și indiferent de ce alte conjuncturi sunt astăzi, eu nu mă dezic de ceea ce am spus și sunt un om de onoare și îmi duc mai departe aceste proiecte. Vreau să vă mulțumesc în încheiere pentru tot ceea ce am învățat și preiau din cuvântul pe care l-am adresat colegilor mei din primărie, cred că în ianuarie, nu? Când ne-am despărțit și am spus că aproape fiecare zi am învățat ceva de la dumneavoastră, pentru că nu ieșisem în spațiu public din 2008. Și am intrat cu mare teamă și cu mare frică, dar cu o dorință de a învăța. Și vă mulțumesc și dumneavoastră celorlalți cetățeni cu care m-am întâlnit pe stradă și am discutat. Și poate pe moment, nu știu cât am realizat, dar seara, a doua zi, discutam cu colegii în primărie și pentru mine a fost un ghid foarte bun în ceea ce trebuie, și, ce trebuie să fac și cum trebuie să mă comport. V-aș mai spune că astăzi, în postura de ministru pe care mă aflu, aproape zilnic fac referire colegilor mei din minister la activitatea mea din primărie. Această experiență pe care am dobândit-o aici, pe care am trăit-o aici, să știți că este de mare. Se apropie finalizarea acestui punct. Dați-mi voie să vă mulțumesc și eu pentru că ați avut răbdarea să ascultați ceea ce am spus. Dați-mi voie să întăresc încă o dată echipa pe care o fac cu domnul Viorel Ilie și care, cu care împreună în cei 9 ani de acum am realizat și vă spun cu sinceritate că am avut o colaborare cum consider eu că nu o au alte primării din județ și chiar din țară. Aceasta nu n-a putut și nu poate decât să aducă plus valoare și o dezvoltare a comunității noastre. Sunt în primăria Moinești de 27 de ani, pe 3 mai am făcut 27 de ani, sunt legat de municipiul Moinești, aici mi-am întemeiat familia, copiii și tot ceea ce am făcut până azi. Și sper că în continuare să fiu același om în fața dumneavoastră și în fața tuturor celor care vor să realizăm ceva împreună pentru acest oraș. Vă mulțumesc! Mă trebuie și la al doilea punct de la diverse, anume acela de lejuit de aniversarea 25 de ani de la înființarea primului Consiliu Local ales. În primul rând, avem aici de față cetățenii de onoare a orașului Moinești.
nu toți, că împrejurările au făcut ca unii dintre noi astăzi, dintre ei să nu mai fie astăzi printre noi. Avem aici consilierii locali din 92 până astăzi, de asemenea salariații primăriei, care au lucrat alături de ceilalți colegi din primărie și de mine. Din 90 vă spun că pe mulți care sunt azi aici de față, m-au găsit în primărie, pe alții i-am găsit eu și cred că am făcut o echipă bună. Asta o dovedesc lucrurile care au rămas și în urma muncii prestate de dumnealor. Pentru că dumneavoastră, cei prezenți astăzi aici, veți primi o diplomă de apreciere. Pentru că cei care nu au putut fi prezenți, vor primi, cei din familia lor sau cineva apropiat va primi o diplomă, dar cum spuneam și pentru cei care astăzi nu mai sunt printre noi, aș dori să păstrăm un moment de recolecție. Vă mulțumesc! Așa cum vă spuneam, vom începe festivitatea de atribuire a acestor diplome și voi începe cu cetățenii de onoare. Dacă îmi permiteți, colegii mei, va striga numele persoanei, iar eu voi mâna această diplomă. Doamna deplasându-mă către dumneavoastră ca să nu... Tare, tare. Doamna profesor Doina Luminița Burghean. Doamna profesor, doctor Cristina Popescu. Preot Ioan Andriuaie. Profesor, în memoria profesorului Vasile Angel. Este aici fiica domniei sale. Doctor Adrian Valentin Cotărleț. Doctor Romeo Dumitrescu. E cineva din familie? Tatăl său confirmă. Dă voie să eu mânez în Romeu la București. Inginer Ion Lazăr. Profesor Constantin Lovin. În memoria domnului general Corneliu Nechita. Profesor universitar dr. Puiu Nistoreanu. În memoria domnului profesor Ilie Parascan. Veteran de război, jurist Ioan Procopie. La 97 de ani. Așteptăm și la evenimentul care va avea loc pe 25, Ziua Eroilor. Cu siguranță va fi acolo cu discursul dumnealui, care de fiecare dată a fost la înălțime. Inginer Mircea Nefe, din memorie. Și profesor Vasile Ropciu. Domn profesor, v-a văzut la înălțime. Diplomele au fost înmânate în ordine alfabetică, începem lista cu consilierii locali ai municipiului Moinești de-a lungul timpului din 1992 până astăzi, doamna Gabriela Rodica Golan. Doamna Mihaela Chirea. Doamna Elisabeta Ciuciu. Cristina Consuela Iscu.
doamna Daniela Ladaru. Doamna Alina Georgiana Matei. Doamna Cornelia Pintilie. Este. Da. Doamna Mihaela Dana Simioana. Doamna Liliana Angela Tingu, doamna doctor, consilier și actor. Domnul Traian Acatrina Insurățelu. Domnul Relu Adam, secretar de stat. Domnul Vasile Alinke. Fost primar al municipiului Moinești, desigur știți acest lucru. Domnul Janel Andrei, in memoriam. Domnul Radu Apostol. Domnul Teodor Arsenie, din memorie. Domnul Nicolae Vătăji. Domnul Sergiu Dan Abăcioarei, consilier local actual. Domnul Vasile Balan, de asemenea consilier actual. Petre Vioral, Viorel Balan. Domnul Adrian Bobeică. In memoriam Eugen Bocănescu. Fiul său este aici. Domnul Sorin Botezatu și consilier actual. Domnul Silviu Gheorghe Botezatu, consilier actual. Domnul Nicolae Breahnă, de asemenea consilier actual. In memoriam profesor Mihai Bucur. Este soția dânsului aici. Domnul Cristinel Budacă. Domnul Gabriel Bulboacă Barbu. Domnul Iulian Busioc, consilier actual. In memoriam Ioan Cazimir. Ioan Călin. Dorel Chiriac. In memoriam Ioan Ciubotaru. Domnul doctor Cotârleț, mai de asemenea, domnul doctor Cotârleț, Florinel Cojocaru. Rem Cojocaru, in memoriam. Ioan Colceru. Corneliu Cotfas. Atanasie Nicolae Cristea.
Constantin Darie. Constantin Olivian Darie, consilier actual. Vasile Enea. Domnul Pavel Ilian Enea, consilier actual. Constantin Frățilă, in memoria. Toate frățile. Da. Este vorba de domnul Vasilia Constantin Frățilă, fratele domnului, memoria este, da? Și acum este toate frățile. Constantin Gărcă. Dorel Ghineț. Constantin Gornea. Domnul Liviu Hambău. Domnul doctor Eugen Mihăiță Harșa. Domnul Dan Iancu. Domnul Ilie Vasile, consilier actual. In memoriam Florin Ionescu. Domnul Gheorghe Ioniță. Domnul Gheorghe Iordache. Domnul Constantin Iosipoaie. Domnul Titi Istrate. Domnul Dumitru Irimia. Domnul Stelian Ivan, consilier actual. Domnul Ion Lazar. Domnul Ionica Manolache. Domnul Marian Matei. Domnul Gheorghe Mihai. Domnul Petre Mitu. Domnul Sandel Muraru. Domnul Titi Gabriel Naie. In memoriam Boris Nazarevici. Domnul Nicolae Nichifor. Domnul profesor Constantin Nilă. Domnul profesor Ion Nimercean, considerat doar. Domnul Mirel Palașanu, de asemenea considerat doar. Domnul Nini Alexandru Pascalini, de asemenea considerat doar. In memoriam Dumitru Păsăroiu. Ștefan Pintilie, de asemenea in memoriam. In memoriam Ioan Popa. In memoriam Vasile Popa. Domnul Alexandru Preda.
Domnul Ionel Purcaru, consilier actual. Domnul Dan Anton Radu. In memoriam Ion Răducanu. Dănuț Marian Refec. Și in memoriam Mircea Refec. Primăra municipiului Măinești. Mircea Romașcanu. Nicolae Rusei. Sus. Domnul Mircea Rusu. Domnul Teodor Sandu. Domnul Vasilică Sandu, in memoria. Domnul Constantin Săftoiu. Domnul Dan Sărăcuțu. Domnul Eugen Spătaru. Domnul Paul Stratulat, în memoria. Domnul Sorin Ciprian Talcău. Domnul Viorel Tăbăcaru. Domnul Dumitru Toma. In memoriam Constantin Ureche. Domnul Vasile Vandra, consilier actual. Domnul Ștefan Cezar Vascan, consilier actual. Domnul Cătălin Ioan Văcaru. Domnul profesor Ion Băsii, consilier actual. In memoriam Ioan Bădavu. In memoria Vasile Vitaloș. Vasilică Silviu Zaharia. Și acum deschidem lista funcționarilor publici cu doamna Elena Angel. Doamna Margareta Baciu. Doamna Silvia Calu. Doamna Mihaela Catana. Doamna Maria Catana. Doamna Elena Chirilă. Doamna Elena Cojocaru. Doamna Maria Colceru. Doamna Alexandrina Doboșeliu, in memoria. Doamna Cornelia Dumitrescu.
doamna Aurica Farcaș, toți sunt pensionari, ca să ne înțelegem, doamna Viorica Gabor, doamna Ana Gură, mulțumim, doamna Gură, doamna Leana Ivanov, doamna Liliana Leahu, doamna Saveta Lungu, doamna Elena Lupu, doamna Sabina Măciucă, doamna Viorica Moței, doamna Mioara Onea, doamna Aurora Parfene, doamna Angelica Pleșa, doamna Maria Purcaru, doamna Silvia Sărăcuțu, doamna Maria Șerban, doamna Ecaterina Ursac, Constantina Costolescu, din memorie, Costica Preutesi, Ion Baciu, Ioan Belciu, Dumitru Pontea, Costachi Caravan, State Chirilă, In Memoriam Gheorghe Chirea, In Memoriam Dorel Cojocaru, domnul Gheorghe Crăciun, domnul Constantin Dudui, domnul Petre Elefterescu, domnul Ștefan Fluțar, domnul Constantin Fulaș, domnul Ioan Jean Ioaia, In Memoriam, Viorel Constantin Iosu, In Memoriam Ioan Lovin, In Memoriam Clement Marian, Dumitru Petrea, domnul Vasile Privagu, domnul Ion Radu, domnul Ioan Țarin, domnul Dumitru Știrbu și domnul Constantin Zota. Da, am trecut și de ultimul punct de la punctul diverse și odată cu înmânarea acestor diplome, câteva persoane aflate astăzi aici în sală, doresc să adreseze câteva cuvinte. Îi rog să fim scurți și să puncteze tot ceea ce cred dumneavoastră de cuvinte. Dacă nu primeam diploma pentru fratele meu, poate n-aș fi fost atât de emoționat. Să știți dumneavoastră că fratele meu, ca primar, poate nu are datoria multe.
dar el a fost arhitectul acestui oraș. Și poate sunt subiectiv, dar consider că până și străzile și pietrele acestui oraș poartă urme ale respirației lui. Sunt emoționat și pentru faptul că la intrarea în această sală somptuoasă am fost salutat și îmbrățișat de foarte mulți oșterii de mei. Vă mulțumesc. Înseamnă că profesoratul a fost pentru mine o responsabilitate, o trăire autentică. M-am îmbrățișat și domnul președinte Avram, am fost un nou elev. Și m-am simțit că se poate zicea. Încep prin a mulțumi domnului ministru pentru promisiunile făcute. Domnilor, sunt convins că aceste promisiuni vor fi materializate. Dumnealui a demonstrat acest lucru. A demonstrat că este un om al faptelor și nu al promisiunilor. Sunt convins că ne va ajuta în continuare. Vorbesc în postura de, nu de cetățean de onoare lor, ci de reprezentant al generației vârstnice. Generație care, observați noastră, este pe care de dispariție. Și este fire să fie așa. Este fire să fie așa, pentru că timpul nu poate fi păcălit. Timpul tace și trece, timpul tace și fuge, timpul fuge ca o nălucă, grăbindu-ne sfârșitul nostru, grăbindu-ne sfârșitul călătoriei noastre pe acest pământ. Dar mă bucur, eu cred că mai sunt în vârstă. Din moment ce văd în fața mea oameni care se apropie de 90 de ani, respectele noastre, domnule. Respectele noastre, domnule. Să fiți sănătos, pentru mare. Părinte Andreoaie, cu plecăciune, respectele noastre. Acești oameni sunt prețuiți în continuare pentru caracterul lor, pentru comportamentul lor, pentru cum se cădenea de care a dat dovadă în toți acești ani. Mulți ani în continuare. Domnilor, la vârsta mea am pretenția că aparent, dar să știți, subliniez cuvântul aparent, cunosc oamenii acestui oraș. Și știți de ce spun aparent? Pentru că toți oamenii în frunte cu mine, repet, toți oamenii poartă o mască. Și nu se știe ce se ascunde în spatele acelei măști. Sufletul omului este ca o carapace de crustaceu care ascunde o lavă incandescentă, o lavă de trăiri, de simțiri, de ură, de dușmanie, de dragoste. Așadar, nu poți pătrunde în sufletul impenetrabil al niciunui om. Dar, repet, aparent, cunosc oamenii acestui oraș. Sunt oameni civilizați, oameni generoși, oameni frumoși, oameni preocupați de conversații inteligente, oameni alături de care vrem să trăim în continuare, oameni onorabili situați în viață, oameni în sensul plen al cuvântului. Acestor oameni nu le este străină soarta orașului nostru. Acești oameni, să nu fiu iarăși acuzat de obediență, dar acești oameni au conștientizat ce s-a făcut în Moineștiul acesta după 2010, când profilul social, economic și cultural al orașului a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Și prea puțin v-ați referit, domnilor,
despre viața de cultură a orașului. S-a realizat foarte mult în acest domeniu. Enorm de mult. Și aș vrea aici să aduc laude imbatabilului profesor Rociu Vasile. Nu știu la cum se învăță. O personalitate puternică, complexă, originală, cunoscută nu numai la noi în oraș, ci în toată țara și chiar de sevătare. Am participat alături de el și eu la unele activități. Să știți că în Oineștiul acesta, oameni buni, s-a creat un climat artistic și cultural de impact major asupra tinerilor, seniorilor, bătrânilor. Acest climat promovează imaginea localității noastre pe plan național și universal. Internațional. Trebuie să ne mândrim, oameni buni, pentru că în ultimul timp au venit la noi reprezentanți ai culturii din toate țările importante, din SUA, din Irlanda, Irlanda de Nord, Olanda, Belgia, Suedia, Franța, Spania, Moldova. Iată că noi suntem cunoscuți, alte cunoscuți. Domnule, dar vreau să vă mai spun ceva. În ceea ce mă privește, eu, să știți că pot fi și demagog, dar pot fi și om cinstit și corect. Mie mi-e dor de orașul acesta oriunde mă duc. Am stat în America 6 săptămâni. Am vizitat orașele mari, Detroit, San Francisco, Chicago. Abia așteptam să vin acasă, oameni buni, în Oineștiul ăsta. Am rămas mirat în primele zile că toți oamenii mă salutau, domnule, mă gândeam, întrebă pe oameni, băi, dar de unde mă cunosc ăștia? Știu că-s profesorul Lomi și că nu fac așa salut aici. Nu mai vorbesc toate femeile. În zâmbi au gale. Ademenitor! Mă gândeam, mă gândeam, în America, nu numai în Moinești. Și mă gândeam, când am întâlnit un om pe care îl cunoșteam, mi s-a umplut inima de fericire. Mă gândeam atunci, domnule, ce n-aș da eu să o văd acum lângă mine pe distința și frumoasa și rafinata profesoară Popescu, Cristina. Domnule, cred că s-ar încheia între noi acum. Acum să știți un lucru, doamna Cristina Popescu. Sunt grei bătrânii de pornit. Dar de pornit sunt grei de oprit. Să știți, domnule, să știți un lucru. Oamenii aceștia mai în vârstă sunt niște munți de credință și de speranță. Acum! Sunt înflăcărați, sunt niște nesocotiți. S-aruncă cu toată însuflețirea în viață. Dar să nu uităm tinerii, domnule primar. De la aceștia trebuie să învățăm optimismul, credința, speranța, nădejdea, dragoste de viață. Tinerii aceștia participă efectiv la viața acestui oraș. Și sunt mândri de ce s-a realizat în acest oraș. Ei, la rândul lor, trebuie să învețe de la noi experiența de viață. Simțul măsurii, cumpătarea. Și învață de la noi. Frecventez biblioteca. Vin aici la toate activitățile. Tinerii veste pe prim plan. Domnule, vreau să vă spun ceva. Pentru ce apreciez eu oamenii aceștia? Hai să le facem puțină publicitate, domnule, că merită, domnule. Nu, dar pentru ce am apreciat eu? Profesor, obișnuit. Pentru acel simțământ înnăscut al modestiei. Modestie moștenită de la niște părinți modești, care l-au transmis o oază de normalitate. Această modestie e apropiat de oameni simpli. S-au făcut înțelegi de aceștia. Și pentru ce mai prețuiesc eu oamenii aceștia? Pentru că și-au respectat cuvântul tău. Ce-au promis, au făcut. Doamne, vedeți, viața aceasta este atât de complicată.
pierdem zile, pierdem ani, pierdem prieteni, pierdem părinți, pierdem... Viața aceasta este făcută și din bune și din rele, și din plăcere, și din durere, și din bucurie, și din competență, și din fericire, din frumusețe, din mitocănie. Da, un om care nu-și respectă cuvântul, nu-și mai justifică existența pe acest pământ. Mă duc aminte de cuvintele marelui Petre Țuțea, care spune așa: un om care este în afara cuvântului nu merită să mai trăiască. Pentru că acest om nu promite nimic societății. Și încă ceva, domnilor, în Moieneștiul acesta, eu vorbesc ca profesor, există o preferință pentru carte. Se citește mult acum și în biblioteci. Se cumpără cărți din librării. Și mă amintesc de cuvintele lui Constantin Noica, care spunea, printre altele, că în afară de cărți trăiesc numai dobitoacele și sfinții. Dobitoacele pentru că nu au conștiință, iar sfinții pentru că au o conștiință în așa măsură încât nu mai au nevoie de mijloace auxiliare de conștiință. Eu vă felicit și vă doresc succes în continuare. De fapt, oamenii știu să aleagă. Oamenii sunt cei mai buni judecători ai noștri. Și nu vreau să spun ceva, vreau să spun ceva, că la vârsta mea încă mai am o sete de tinerețe și de viață. Mă caracterizează nevoia aceasta de a trăi din plin fiecare clipă. Și mai mult decât atât, dorința de a lăsa o urmă cât se poate de neînsemnată a copasului meu pe acest pământ. Vă mulțumesc, domnul profesor. Da, domnul profesor ne poate adresa până de seară, dacă avem răbdarea, cuvinte frumoase, dar a punctat bine despre cultură, mai erau multe de amintit aici, dar raportul, v-am spus, are 30 de pagini, este, va fi postat pe site-ul primăriei, puteți să-l studiați, n-am terminat acel calendar, urmează Raliul Moldovei, știți că în fiecare an, pe 16 iunie, va fi acest raliu, va fi tabăra de vară în august, în septembrie, pe 8 de ziua Maria, va fi, de Sfânta Maria, va fi zilele orașului, și spectacolul Moineștean, ca montă în baie, cu tradițiile la Crăciun și așa mai departe. Da. Eu trebuie să închei. Mai adresează câteva cuvinte domnul deputat Avram, dar rog mai scurt. Da. Da. Se încălzește șampania. Avem în sala apropiată un bar de șampanie, să ciocnim împreună. De aceea vreau să terminăm. Mulțumesc frumos, m-ați surprins. Plăcut de regulă, am să fiu foarte scurt, puteți să vă uitați la ceas, din momentul ăsta vorbesc 5 minute, eu sunt inginer. Mă bucur că mă revăd în sală foștii colegi de școală generală, de liceu, că îmi văd în sală dascălii, de pe urma căruia sunt ceea ce sunt în ceea ce privește educațional. Chiar și reușitele mele din viață sunt legate de evoluția și de îndemnul spre carte, spre știință, spre aplicare, spre cuvânt dat, cuvânt respectat, care de fapt este sloganul nostru local al filialei Bacău, al ALDE. Atât vreau să spun și să încerc să dau un mesaj tuturor prietenilor mei, tuturor dascălilor mei, tuturor acelora care i-am cunoscut ocazional sau care m-au cunoscut ocazional. Că n-am uitat niciodată că sunt crescut și educat aici și să le amintesc că cu toată dragostea și cu toată buna credință am atras la decizia politică oameni care au cunoscut, cred că și de la mine un pic, distanța între vorbă și faptă. Eu fiind inginer, sunt un practician al politicii. Nu sunt un orator excesiv, dar încerc să fiu cât mai logic. Și vreau să vă transmit că această
aceste recomandări pe care eu de-a lungul timpului, în postura politică în care am fost și în funcțiile politice pe care le-am deținut și le dețin în continuare, eu spun că am avut mână bună. Am reușit să aduc orașul în care am fost educat și să aducem primul titlu de primar în 2008, după o luptă asiduă cu fostul primar, actualul ministru, am reușit să închid în jurul celor două persoane, Viorel Ilie și Valentin Vieru, o echipă puternică de consilieri, o majoritate care nu spune ce o să facă, arată ce a făcut. Sunt realități. Sunt proiecte pornite și finalizate. Proiecte pentru care, numai în vederea finanțării, vă închipuiți cei care sunteți apropiați regulilor de finanțare europeană, cât s-a alergat, cât s-a insistat și cât a fost nevoie și de câte energie a fost nevoie să le punem în practică. Domn profesor, pentru că am reușit să iau la dumneavoastră în 4 ani un 9, mai mult de atât, așa n-am reușit, așa, în prima parte a anului de clasa noua, da. Da. Am acum ocazia să continui vis-a-vis de echipa sudată de la Moinești, care, evident, în opinia mea, o să câștige încrederea dumneavoastră prin scrutinul pe care va avea loc în 11 iunie. Domn profesor, ați spus că sunt greu bătrânii de pornit. Sunt mai greu și de oprit. Dar eu, ca să mă păstrez tot în același spațiu coșbucian, vă spun că sunt 3 pași la stânga binișor. Și alții 5 la dreapta lor. Să fii cât mă ții de voinic sau cât un punct să fii de mic, călarea mea și a tuturor e tot nimic. S-a sudat această echipă la Moinești, domn profesor, și rog pe toți acei care înțeleg că stabilitatea și sudura unei decizii administrative legate strict de problemele oamenilor este cea care trebuie să continue. Pentru că și în fotbal, dragi colegi și dragii mei concitadini, și în fotbal, și nu numai în fotbal, nici o echipă care câștigă nu se schimbă. Vă mulțumesc! Nu-mi dau state, nu-mi cred. Eu n-am să vă țin până de seară, e prima promisiune. Trebuie? Credeam că am avut ce mai bătrânețe, ce să faci. Vreau să vă spun că, în primul rând, să mulțumesc domnului primar. Și domnul profesor, nu să nu ascundem lucrul ăsta. Chiar și dumneavoastră. Dai vina pe mine? Nu. La o întâlnire. Dai vina pe mine. La o întâlnire comună am discutat acest lucru. Eu am pornit de la ideea că nu știu dacă mai apuc și altă celebrare, știi? La 26. Că trebuie să ne grăbim. S-au dat și în memoria. Da. Să dă și în memoria. Vedeți? Deci nu era o problemă. Pe scurt am să vă zic doar câteva lucruri. Sunt cel mai vechi consilier în Moinești. Eu am fost consilier din 90, nu din 92. Primii 2 ani am fost numit. Eram vreo 7 atunci. Nu se punea problema de proiecte, nu se punea... Abia dacă puteam să ne împăcăm între noi. Plus că nu era remunerație sau renumerație după Pristan, dar n-avea nicio importanță. Abia din 92 am intrat în primul consiliu ales. Și atunci... Au fost lucruri mai grele, pentru că nu erau nici bani de acum, nici stabilitate politică, nu era nici în țară, nici aici. Era mai greu. Ne certam între noi, până la urmă ne mai împăteam. Câte ceva am reușit totuși să realizăm. Eu, de exemplu, mă gândesc tot timpul când trec pe lângă această clădire de aici, biblioteca, știu că am fost unul din susținătorii ardenți ai acestui proiect, care s-a inițiat în legislatura 92-96, dar s-a finalizat după 96, dacă mai mi-aduc bine aminte. Pentru că la început era vorba să se facă casa căsătoriilor și o anexă, așa, bibliotecă.
Mi-aduc aminte că am luptat din răsputeri să schimbăm termenii. Să fie bibliotecă plus anexă Casa Căsătoriilor și după cum vedeți, am izbândit atunci. Și mă bucur și azi pentru că este una din realizările care vor dăinui aici, pe aceste meleaguri, această bibliotecă frumoasă, încăpătoare și cum a zis domnul Costea, parcă sau nu știu cine, a, colegul meu a zis, sunt și cititori. Nu e o clădire făcută numai așa să ne uităm la ea pe din afară. Și au loc acolo activități destul de consistente, cultural, artistice. Acum cele mai multe, sigur că o să se mute aici, pentru că avem și sala multimedia, avem și sala asta mare. Ce vreau eu să spun? Că cele mai multe realizări, așa cum au mai spus și ceilalți, s-au făcut în ultimii 8 ani. Și asta nu pentru că vreau să laude o actuală echipă, că n-are nevoie de laude, dar asta se vede. Se vede cu ochiul liber în oraș. În acești 8 ani s-a făcut mai mult decât în 20 de ani. Acum 2 ani am primit vizita unui prieten din București. Pentru că era vară, l-am dus fuga în parcul Băi. Știți ce mi-a spus? Bă, tu știi ce aveți voi aici? Ce zic eu? Un colț de rai. Eu când e soare îmi petrec acolo o oră, o oră și jumătate zilnic. M-am împrietenit cu mierlele, cu cele două veverițe și cu pești de havuză. Deci iată că sunt lucruri de văzut. Cum spunea și domnul deputat. Ce se face este. Nu ce se zice că se va face. Pentru că drumul e lung. Ce s-a făcut se vede și sunt speranțe că o să se facă în continuare pentru că echipa funcționează. Și dă-i Doamne să țină, cum spunea mama lui Bonaparte, pur viu că s-a dur, numai să țină. Eu zic că o să țină. Nu mai lungesc vorba că v-am promis, așa că vă mulțumesc și urez succes în noi. Vă mulțumesc și eu, domnul profesor, cred că ne apropiem de final. Înainte de a vă mulțumi tuturor că v-ați găsit timp să participați la acest eveniment, vă asigur că vom mai organiza evenimente și veți primi invitații de fiecare dată. Așa cum spuneam și la început, echipa funcționează, raportul face referire la anul 2016 și nu putea să nu dau cuvântul și domnului fost primar, actual ministru, domnul Viorel Ilie. Mulțumesc! Sunt foarte scurt. Plec cu un sentiment de amărăciune că degeaba ai fost primar dacă n-ai fost consilier. Că numai consilierii au fost felicitați, eu n-am fost, fapt pentru care nu vreau să ratez ocazia, acum cât încă mai este consilier local, să-l felicit pe domnul Valentin Vieru, da? Că o să devină în curând primar și nu o să mai am această ocazie. Eu vă mulțumesc tuturor. Sigur, de aceeași dragoste pe care încerc să o împărtășesc și să știți că chiar și aseară mi-am semnat mapa și toate celelalte și am spus plec acum și plec cu mare dragoste către Moinești și mă regăsesc aici în tot ceea ce faceți și aș dori să plecați și dumneavoastră, să fiți plecați o săptămână, două, trei, așa cum povestea și domnul profesor și să vedeți cu câtă dragoste reveniți aici. Vă mulțumesc! Așa că nu trebuie să fie supărat că multă lume atunci când îl întâlnește pe stradă îi spune domnul primar. Și de aia n-a primit diploma astăzi, că atunci când nu o să-i mai spună domnul primar și o să conștientizeze toți că este senator și ministru, îi pregătesc o diplomă, să știți. Vă invit în sala alăturată, unde am pregătit o cupă de șampanie. Vă rog, dacă vă permite timpul, să mergem cu toții.